Șeful statului a plantat astăzi 4 salcâmi în comuna suceveană Udești. Gestul președintelui nu a fost unul singular, ci a făcut parte din programul de împădurire România printre rădăcini. Președintele Traian Băsescu a ajuns de dimineață în Udești, unde a fost întâmpinat de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. La acțiunea de împădurire participă peste 1000 de voluntari care vor sădi 25.000 de puieți de salcâm pe o suprafață de 5 hectare. Printre oficialitățile prezente la Udești s-au numărat directorul general al Romsilva, Dorel Oros, șeful Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, alături de mai mulți deputați PDL și PSD. Gheorghe Flutur a declarat că astfel de acțiuni de împădurire vor continua și în alte zone pe marul drept al râului Moldova, între localitățile Baia și Bogata.